În ultimii 5 ani, Uniunea Europeană a oferit 10 de miliarde de lei Republicii Moldova. Sume enorme mai au a fi alocate în următorii ani. În special, banii sunt destinați pentru dezvoltarea sectorului agrar. Acest subiect a fost dezbătut de echipa de specialiști de la Transparency International din Moldova, care au fost într-o vizită de lucru la Șoldănești și au avut o întrevedere cu oamenii de afaceri de aici. Cei vreo 20 de participanți la întrunire au ascultat cu atenție rapoartele oaspeților din capitală. Fermierii au fost uimiți să afle că din 2009 până în prezent, comunitatea europeană a investit în agricultura moldovenească peste 2 miliarde de euro. Mulți dintre ei consideră că suportul venit din Europa este folosit ineficient. Fermierii s-au revoltat că nu au beneficiat de banii europenilor. În loc să ascultăm de spuneți cât importi produși și poluane sau cine vor, dar să vedem ceva real, adică spuneți-mi un caz real, cum putem noi, mai mult, să ne unim, să putem exploata. Dar ați ascultat prezentarea până la urmă? Da, ascultat, eu din 2010 ascult așa prezentări. Moderatorii întrunirii au menționat că înțeleg dezamăgirea agricultorilor din raionul Șoldănești. Un motiv ar fi stoparea activității companiilor care se ocupau de distribuirea banilor. Multe din instituțiile nou formate la scurt timp au devenit inaccesibile. În calitate de exemplu, oaspeții au pomenit de proiectul Livada Moldovei. Eu am sunat la Livada Moldovei. Nu-i nici oficiu cum e creat. Banii nu se știe unde sunt. Credit poloneză are un an de zile de acum. Într-adevăr, Livada Moldovei nu funcționează, nu, eu știu că nu vis-a-vis de finanțare internațională. Da, într-adevăr, a fost semnat embargo pentru Moldova. Banii aceștia sunt angajați pentru Moldova și probabil, probabil, așa, vor fi gestionați acești bani de către agenția de plăți. Așa. Oamenii de afaceri din Șoldănești au adresat un șir de întrebări specialiștilor de la Chișinău. Totodată, agricultorii s-au arătat deranjați de faptul că statul îi ignorează. În plus, lor li se pun piedici. Șoldăneștenii au declarat deschis că nu au încredere nici în piața de desfacere din Uniunea Europeană. Problema rezidă în faptul că cerințele înaintante sunt dificile și produsul moldovenilor nu rezistă concurenței. Certificatele internaționale, spun ei, sunt costisitoare pentru buzunarul lor. Într-adevăr, aveți dreptate. De ce e că în Uniunea Europeană consumatorul stă în capul mesei? Și de ce e că statul își bate capul de sănătatea lui? Și de ce e că aceste supermarkete doresc să plaseze în rețelele lor produse sănătoase, ambalate, frumos, estetic, sănătos și să își mențină un nivel, o imagine. În opinia agricultorilor șoldănești, obstacolele artificiale create de birocrația moldavă nu favorizează businessul. Noi ne confruntăm întotdeauna cu aceleași chestii care sunt. Noi suntem producători, nu suntem așa promovați după cum sunt promovați intermediari. Asta e o problemă care ne doare pe toți producătorii din regiune din Șoldănești. Moderatorii susțin că pentru a avea succes într-un domeniu trebuie de schimbat justiția. Pentru asta e nevoie de reforme. Trebuie să mergem spre progres și trebuie să înțelegem că Europa este un beneficiu extraordinar de mare pentru Republica Moldova și dacă noi îl ratăm, înseamnă că chiar noi moldovenii nu mai suntem cei care ne credem. La finalul dezbaterilor, participanții au delegat un reprezentant al micului business din Șoldănești, care va participa la o adunare de nivel național. Acolo se preconizează înaintarea către guvern a mai multor propuneri pentru a lichida lacunele existente în domeniul agrar.